Ce înseamnă pentru tine că îți iubești familia? Sigur, unii înțeleg că ai sentimente puternice, dar cred că suntem cu toții de acord că sentimentele noastre sunt foarte schimbătoare. Adevărat, ele sunt locomotiva care ne duc, ne trag, ne motivează. Numai că sentimentele pot să fie bune sau rele, uneori e sus, altădată e jos, nu te poți lua întotdeauna după sentimente. Dacă iubești doar ținând cont de sentimentele tale, vei vedea că dragostea ta nu este una statornică. Alții spun că e o atracție și adevărat, atracția este importantă, dar atâta vreme cât nu ești atras de lucrurile nepotrivite și numai noi știm în viață de câte ori nu simțim această atracție exact pentru lucrurile care nu trebuiesc. Alții spun că iubesc pentru că simt o, o relație deosebită ca de prietenie. Dar ce se întâmplă cu acele momente în care ești în tensiune, în în care nu-ți mai dorești această relație de prietenie? Dacă tot ce ai pentru dragostea ta sunt sentimentele, atracție sau prietenia, îți spun acum că nu este destul. Când Dumnezeu spune că ne iubește, El niciodată nu face referire la sentiment. Asta pentru că dragostea lui nu se consumă, nu are resurse limitate. Din potrivă, când Dumnezeu a hotărât că ne iubește, a și dovedit dragostea Lui prin cel mai măreț act care a existat vreodată în acest univers și a dat Fiul să moară pentru păcatele noastre. Nu este dragoste mai mare decât cineva să-și dea dragostea pentru prietenii săi, iar El, slavă Lui, a făcut lucrul acesta. Așa că dacă ai un sentiment și este trecător, dacă nu mai simți anumite lucruri, dacă poate nici măcar nu ești atras sau poate că nici măcar minimul acela de prietenie. Am o veste bună pentru tine astăzi. Când Dumnezeu spune că ne iubește, El a luat o decizie care nu se schimbă în funcție de împrejurări, care nu ține de sentimente, care nu poate să se schimbe de la o zi la alta. Pentru că voința în privința aceasta este mult mai mare decât aceste lucruri. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Dacă ți-e greu sau poate că nu mai iubești, dacă ai dificultăți în a iubi pe cei dragi, doza de speranță este pentru tine. Dumnezeu este dragoste. Dragostea nu este un sentiment, nicio o atracție, nicio o relație specială de prietenie. Dragostea este însuși Dumnezeu. Așa că, cheamă-L pe Dumnezeu în viața, lui, în viața ta. Persoana Lui, prezența Lui, ființa Lui, care este dragoste, te poate ajuta, îți poate putea da resurse incredibile ca tu să -i iubești. Și dragostea nu este un sentiment trecător sau o atracție care se poate schimba sau o prietenie care se poate uh, mici, ci este o declarație, un gest, o voință, o dorință, o hotărâre de a face binele persoanei pe care spui că o iubești, indiferent dacă toate celelalte lucruri se schimbă. Așadar, dragul meu, cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta și vei vedea că poți să iubești.